Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la Pasul la Offside. Pasul la Offside, care astăzi îl are invitat pe Vivi Rechită. Bună, Vivi, bine ai venit în cadrul emisiunii. Te salut, bine te-am găsit. Vivi Rechită, fost antrenor al Petrolului, cum bine știți, acum oficial al Clubului Sportiv Municipal Ploiești. Ultima oară prezent în emisiune acum aproape un an, cred că s-au trecut vreo 10 luni de când n-ai mai venit la emisiune. Revine în acest studio pentru a purta discuții atât despre performanța echipei Fan Ionea Ploieștiului Petrolul, cât și ce se mai întâmplă pe la Clubul Sportiv Municipal și care sunt direcțiile noi la un club care, din punctul meu de vedere, este altfel. Și nu vreau să spun mai multe, pentru că o să-l las pe el să vorbească imediat după ce vom elimina acest subiect al Petrolului. Tare mi-e frică că ne va ține toată emisiunea, dar vom vedea cum o face. Subiecte generoase așadar, pe care le vom parcurge încă din acest moment, și de aceea vreau să îți mulțumesc pentru prezența în emisiune prima dată, într-o perioadă în care destui sunt cei care au treabă și probabil se bucură prea mult. Da, sunt prea mediatizat și nu mai vor să mai vină și la emisiunea ta, care este urmărită de foarte mulți ploieșteni, prahoveni, petroliști, adică găzarii, în adevărat. Păi către ei, și am zis la emisiunea de acum, deci, parcă spuneam că ne vom vedea la emisiune promovați, pentru că Petrolul, din momentul ăla, avea un lot de jucători pe care eu l-am evaluat foarte bine, care a spus, nu are cum să nu promoveze decât să se întâmple vreun cataclism. Vreo mizerie, da. Ceva. Știam cu celelalte echipe și ne bucurăm că suntem promovați acum. Păi atunci, dacă e să o luăm doar o singură întrebare de o amintire aia, mi-aduc aminte acum 11 ani era, când aveai brățara aia anti-stres, da. Și când ai reușit promovarea, spune-mi, te rog, câți bani s-au cheltuit pentru promovarea aia, dacă îți mai aduce aminte? 1.150.000 de euro, toți banii. Pentru că erau majoritatea bani publici, dar aveam un consiliu de administrație format din 6 consilieri locali de la toate partidele, plus Anticrângu. Da? Și eu eram managerul general. Orice, și Canada, dacă o cumpărăm, trebuia să mergeam raportat. În consiliul de administrație și dacă mi s-a aprobat să cumpăr cana asta. Hai că găsești că asta este rațiunea corectă care a trebuit făcută și acum? Bineînțeles, dar mi-am expus planul managerial înainte de a pleca la drum. Și am spus așa, 2009-2010 va fi un an în care vom trage la promovare, deși pierdusem meciul ăla cu Viscofil Popești de Orden, Liga 3-a, și suporterii mă rugau să nu retrogradăm din Liga 2-a în Liga 3-a. Am spus, stați liniștit, că ne vom bate la promovare. Nu știm dacă vom, pentru că e primul an, adică a fost trecerea de la FSLI Petrom către noi, fără centru de copii juniori, fără nimic. Așa. Ne-am bătut la promovare, s-a întâmplat ultima etapă la Giurgiu și am spus, anul următor vom promova, 2010-2011, următorul an de Liga 1 va fi foarte greu, pentru că e diferență mare între Liga 2 și Liga 1, și vom crea o echipă, o infrastructură, care să ducă acest club să câștige un trofeu, ceea ce s-a întâmplat în 2013 cu acea cupă. Dar eu mi-am dus planul ăsta înainte să încep treaba, adică din 2009. Și ai prognozat pentru... Și am prognozat pentru fiecare an. Așa făcusem și în vara trecută, când domnul Mihailovici a venit în primărie și eu, primarul, viceprimarul, domnul Mihailovici cu domnul vicepreședinte, ceva de genul ăsta. Și domnul primar a spus că vrea un proiect de performanță cu promovarea Petrolului. Domnul Mihailovici atunci, în momentul ăla, a spus că ei, Veolia, se retrag. Și eu am rămas perplex. Păi, cred că am mai spus la tine. Și m-am ridicat de la masă și am spus, faceți abstracție de prezența mea, ies pe ușa aceasta și reluați discuțiile. Pentru că nu vreau să fie persoana mea cea din cauza căreia pleacă un sponsor, un partener finanțator așa de puternic, care a pus la dispoziție tot ceea ce era necesar ca, din punct de vedere managerial sportiv, să se întâmple lucrul pe care toți l-am așteptat, promovarea. Și mi-a spus, nu e vorba de persoana ta, e vorba de finanțe, că Veolia, mamă, Franța, nu mai pun la dispoziție aceeași sumă de bani și se îndreaptă către Victoria Pilsen sau cam așa ceva, altă echipă. Avea și acolo. Dar eu, în momentul ăla, chiar am rămas surprins și m-am ridicat la masă. Lucru care s-a întâmplat ulterior, retrăgându-se Veolia de la... Lucru s-a întâmplat, da. Și pe urmă a venit și a spus că, doamne, 500.000 de euro rămân. O să dau
ca sponsor. Și știți, au fost acele întâlniri interminabile când primarul, viceprimarul, consilierii chemau membrii fondatori să le spună: domnilor, ce faceți? Că nu mai aveți partener finanțator. Nu sunteți ESA, nu aveți, sunteți un ONG care trebuie să se autofinanțeze. Și ei ne spuneau că echipa lor privată, că ne descurcăm noi. Ca să aflu acum vreo ceva vreme că au fost ținuți în joc de glezna. Da? Că li s-a spus, stai liniștiți că nepotul, bunicul se întoarce. Se întoarce, faceți-vă un plan pe 3 ani, că nu-i problemă. Până s-a întors cu spatele. Și au rămas cu cheltuielile. Am înțeles. Nejustificate, adică fără ceva spate. Tu acum 10 luni prognozai cu subiect și predica faptul că petrolul, din cauza lipsurilor imense financiare, da, nu va promova. Nu, am spus că din punct de vedere sportiv promovează. Ar putea promova. Da, pentru că au un club și un lot de jucători, ceea ce înseamnă Liga a doua sau, adică Naie, care era de aici și care avea formă de performanță, cu jucători cu experiență, pe lângă ei cu tineri, am spus că din punct de vedere sportiv, dar din punct de vedere al business planului, dacă nu vine cineva, se va ajunge la datorii imense, ceea ce se întâmplă în momentul de față. Înțeles că este vorba despre un milion și ceva, eu să zic, să nu zic și sutele de mii să le mai pun, să zic peste, doar un milion. Peste un milion de euro. Peste datorie. Un milion de lei datorie. De euro. De euro, scuză-mă, datorie, bani care vor trebui returnați oamenilor care au împrumutat clubul. Așa este, în primul și rând. În afară de asta mai trebuie sume necesare pentru a demara un nou proiect, adică pentru că Liga I nu se aseamănă. Nu are nicio legătură cu Liga 2. Deci a fost în Liga 2, a fost joacă de copii. Liga Uite, vreau să-ți... M-am documentat pe tema aceasta și am găsit niște asemănări extraordinare cu ce a fost la Politehnica Iași. La Politehnica Iași, când știi foarte bine, sunt oameni care s-au retras din funcție, da, când Mihai Chirică, primarul de acolo, a spus, a condiționat banii publici de un nou management, practic s-a format o adunare generală din 6 și uite, am zis, este un profesor de sport, un consilier local, un arbitru de futsal, un om de afaceri, un profesor la Facultatea de Fizică, de Educație Fizică și Sport din Iași și un jurnalist. Aceștia fac consiliul, adunarea generală de la Poli, au și un consiliu director, Nea Cornel Schweitzer, care a venit de la Sepsi dintr-o poziție excepțională și a admis să fie președinte aici. Am înțeles că a dat și bani, a împrumutat și clubul și așa mai departe. 4 persoane în acest consiliu director dintre cei de la adunarea generală și Vasile Simionaș, Nea Vasile, care vine gloria, una din gloriile Iași. O datorie de 1,6 milioane la ei, care a fost plătită odată cu aducerea. Deci banii s-au putut, da? Pentru că au control asupra lor. Prin oamenii pe care i-au în comitetul Naga, au control asupra banilor. Și acum 2 milioane propuse, virate în cadrul... Asta, uite, lumea poate zice, bă, vrea Vivi, vrea primarul, și nu, domnilor, nu am vrut nimic. Noi am vrut să, ca echipa să nu ajungă situația de față din punct de vedere financiar. Asta era vorba de trecerea sau asocierea către Hale și Piețe, unde în 2009, dacă îți mai aduce aminte, noi la Hale și Piețe am pus în domeniul de activitate sportul, pentru că am vrut să luăm ESA-ul, FC Petrolul vechi de la FSLI către Hale și Piețe, dar au fost acel control de la ANAF și n-am putut. Și nici acum, și trebuie să înțeleagă lumea, atât timp cât un club sportiv, un ONG, nu are certificat fiscal zero, nu poate primi bani publici, decât prin legea 350, criterii de performanță, fonduri nerambursabile. Bun, și acest zero despre care vorbești, petrolul poate acoperi. Care? Eu mi-am făcut temele și îți spun că petrolul poate acoperi să ajungă cu zero la acest, cum ai spus tu, la acest certificat fiscal. Și să vină la Consiliul Local, Consiliul Județean, dar tot trebuie să predea controlul, că altfel nu poți. Deci nu poți să-ți vin să-ți dau eu bani Consiliul Local și să-i gestionezi tu. Pentru că primarul abia a scăpat în ianuarie de vechiul petrolul, un proces de 6 ani care l-a făcut să piardă un mandat de primar și un de parlamentar, și el iubește, adică este atât de disperat după petrolul încât ar face și mai mult. Dar, fiind și avocat, trebuie să se și protejeze. Păi, dar primarul
Și Clubul Sportiv Municipal și Primăria a ajutat Petrolul de anul ăsta mai mult decât toți membrii fondatori la un loc. Ei, membrii fondatori au ajutat cu ceva? Păi nu, dar ei sunt patronii, că nu înțeleg de lumea. Toată lumea le atacă pe Costel Lazar. Nu, membrii fondatori sunt cei care decid. Costel Lazar a spus de la acest microfon că, într-adevăr, el face ce îi se spune acolo. Și membrii fondatori care sunt patronii acestei echipe, ei trebuie să facă bugetul. Ei trebuie să aducă sponsor. Concret, ce trebuie să facă? Să aducă bugetul, să facă bugetul. Păi, dar atunci, dacă nu poți, de ce nu transformi în SA? Că am auzit și o mare minciună că dacă se transformă în SA, se începe din Liga 4. Păi, că a ieșit președintele Federației Române de Fotbal și a spus, inclusiv Steaua, care este club de drept public, se poate transforma în SA în 48 de ore. La fel și acest ONG, care se poate transforma în SA în 48 de ore. Bun, și de ce nu se vrea? Pentru că dacă ești în SA, ai acțiuni, trebuie să participi la bugetul clubului. Nu mai merge. Cum arunci? Trebuie să participi, da. Dacă vrei să stai la masă, nu? Dacă nu vine, dacă nu Ion, vine Ion de pe stradă, care are 100 de mii, și care îi pune pe masă... Și 51% din acțiuni și el decide. El își pune comitetul director, pune Consiliul de Administrație. Păi și atunci, care-i cramponarea? Că nu de ce am plecat în 2016, de ce am vrut eu asta? Ca să nu-mi ajungă în situația de acum. În 2016 am vrut proiectul meu. Da. Dacă nu venea domnul Mihailovici în iarna lui 2016-2017, era faliment atunci. Pentru că oamenii care s-au ținut de acest, n-au știut ce înseamnă business plan, ce înseamnă taxe și impozite, n-au știut ce înseamnă. Și a venit domnul Mihailovici și a salvat clubul. Din păcate, din punct de vedere sportiv, a luat decizii greșite. Am auzit că dinspre primărie se vorbește despre preluare cu active și pasive. Adică, cum să-ți povestesc? Așa mi se pare normal. Pentru că la Iași, într-adevăr, așa s-a preluat. Da, da, avea o relație de asociere cu... Era un club sportiv al municipiului, ceva, o asociere între echipa de fotbal și primăria Iași. Noi nu avem nicio... În afară de faptul că le-am dat mărcile... Și nu se poate face treaba asta? Păi se poate, dar să nu se vrea. Nu mai ții minte, fără politic, fără primărie, fără piețe și oboare, când ne luau la mișto piețe și oboare. Care piețe și oboare, mă? Hai să vedem ce facem. Dar, încă o dată, primarul, primăria, Clubul Sportiv Municipal a ajutat Petrolul de acum foarte mult din punct de vedere material. Foarte mult. Și nu vreau să mă autodenunț. Că am mai făcut eu un denunț, mai ții minte, cu stadionul. Că mă acuză unul acum, nu mai știu pe ce mi-am primit și eu ăsta, că Răchită, lăsați-l pe Răchită cu stadionul, că el a vrut să-l facă pe ăla de fier. A vrut să facă, când eu am făcut denunț, că a venit cineva să-mi dea 500.000 de euro și acum mă uit în cutia poștală, că nu mai vine plicul ăla cu datul judecată. Vivi, banii către Petrolul acestei campanii de promovare au fost următori. 500.000 de la Veolia. Da. Aproape 400.000 împrumutul de la Claudiu, da. Tudor, vreo 100.000 de la MRS, da. Vreo 60-70.000 din bilete și abonamente. Da. Eu cred că banii ăștia au fost un pic mai mulți, pentru că 60.000 cred că au fost în ultimele 2-3 etape, da. Aici. 30.000 de la Barrier, fost vreo 25.000 de la Mozartbet și cam... Deci cam 1.100.000, 1.200.250 ceva de genul ăsta. 1.000.000 din informațiile mele, 1.300.000 datorii, deci sunt 2.500.000 plus primele de promovare care sunt trecute pe bugetul anului viitor, 15.000 de euro de jucători. Concluzia? Deci 2.800.000. Eu aveam bugetul 1.800.000. Cu promovare, bineînțeles. Cum? 600.000 aduci de mine, vorbim la București firme, ADS-ul și toate, aveam 600.000, 500.000 hale și piețe, 500.000 Veolia și 200.000 din marketing și publicitate. Și aveam bugetul. Deci nu mă duceam să mă împrumut. Pentru că ce fac acum? Ok, bă, Petrolul. Eu m-am dus un sponsor, eu personal, care a dat banii ăsta și a cumpărat și o lojă. Acum 3 zile m-a sunat cineva dacă poate să ia o lojă. Ia-o, domne, foarte scumpă lojă. Mai sunt loje? Păi sunt. Mai sunt de vânzare? Scumpe. Mai sunt, pentru că sunt foarte scumpe. Sunt mai scumpe cu 75% decât le-am vândut eu în 2012. Păi nu știu. Asta e strategia nouă. Strategia lor. Okay. Strategia lor. Și îmi spun, zic, băi, Vivi, ce fac? Că eu le dau acum 100.000 de euro. Mai vin încă 5, le mai întâmplă 500.000. Păi peste 2 luni vin iar să mai le dau cu 100.000 de euro. Că îi termină repede, că n-ai Liga 1.
Trebuie să faci un buget de 4-5 milioane de euro. Din ce îl faci? A spus. A spus și președintele. Păi și din ce îl face, Cristi? Ce surse are? Mai se ridică sumele astea, după la Mozart, okay, după la Berier, după la MRS, după la... Păi MRS-ul, uite acum că pe, salut pe Dan și pe Cristi, care chiar zilele acestea... Care te-au chemat la masă? Am fost la masă aici, la, aici aproape, că n-am, n-am mătorit de până la Ramatuel, m-au chemat aici. Și tot prin mijlocirea domnului primar, ne-au făcut sponsorizare SFU pentru schimbarea nocturnei. Că noi neavând un buget, nu avem prevedere bugetară nici noi CSM-ul, nici primăria, s-a făcut un SF unde vom avea cea mai tare nocturnă ce din țară. Ce înseamnă SF? Studiu de fezabilitate de schimbarea nocturnei. Cea mai tare nocturnă din țară, peste la, de la 2260 de lux și cu 15 moduri de, de celebrare a bucuriei. Pe LED-uri. Cu un sum 30% față. Când de, e asta? Păi, de-abia avem contractul. Când? Noi sperăm ca anul ăsta, pentru că Iulian Dumitrescu cu Andrei Volosuci știu că i-am găsit la masă, la moment, da? Și dacă tot i-am găsit la masă, hai să schimbăm și noi. Și propunerea. Și scaunele? Scaunele am început să schimbăm, ai văzut la, la sectorul oaspeților, pentru că n-am mai pus cu spătar, că ei dau cu piciorul și le aruncă. Le aruncă și dincolo. Le aruncă și pe ăsta. Vom încerca și scaunele, să vedem. Trebuie să stau de vorbă foarte... foarte aplicat și cu domnul primar, să vedem ce, ce buget vom avea, ce rectificare bugetară se face acum în iulie, pentru că vrem, stadionul este casa noastră. În 2011, când s-a, s-a inaugurat acest stadion, se spunea OZN Arena. Hai nu, să terminești nu... cu stadionul. Joacă Petrolul pe Ilie Oana? Păi au, au domnul primar cu viceprimar, i-a chemat pe domnul Costel și domnul Grigore la primărie. Ce facem cu gazul? Când? Săptămâna trecută. Așa. Ce facem cu gazul? Viceprimarul, eu, Donald, toată lumea. Ce facem cu gazonul? Că trebuia schimbat, dacă Vivi mă bate la cap de 5 ani să-l schimb. Păi zic, a ieșit din garanție de 5 ani. Ne-au trimis o hârtie oficială care spun că ne roagă frumos să nu-l schimbăm gazonul. Nu se poate schimba decât în septembrie-octombrie. Și ne-au spus specialiștii, pentru că pe perioada verii nu se poate schimba, că s-arde. Deci putem schimba doar în septembrie-octombrie. Schimbând suprafața de joc și cei 15 cm de pământ care s-a tasat, specialiștii spun că într-o lună jumate și două luni se poate intra pe gazon. Asta înseamnă 3 sau 4 meciuri ale Petrolului pe care să le joace probabil la Buzău sau în altă parte. Ne-au trimis o adresă oficială prin care ne roagă să nu facem această operațiune, pentru că vând abonamente, sunt nou promovată, suporterii să fie aproape și... Și primarul și viceprimarul i-au chemat la discuții, să găsim o soluție, să vedem cel care se ocupă de mentenanță, ne dă garanție că dacă nu schimbăm gazonul acum, e bun până la anul mai, când mai, la anul mai mai putem schimba gazonul. Firma de ce nu se schimbă acum? Păi nu se poate în perioada asta. Păi zis mai. Aprilie, mai, deci să, trebuia să începe din aprilie dacă putem să schimbăm. Trebuia să schimbăm din aprilie. Și nu puteam pentru că avea Petrolul meciul, avea play-off și, da. Da. Dar acum imediat după ce s-a terminat? Nu poți, pentru nu că vine perioada de vară în care nu-ți dă nimeni nicio garanție că va fi gazonul la standard de UEFA 4, pentru că e altceva aici. Standard de UEFA 4 s-au modificat. Noi acum pe nocturnă, ca să avem stadion UEFA Elite 4, trebuie să punem reflectoare și pe peluze. Că se face o dungă neagră, am înțeles, la televiziune, dar la 2260 de lux, când s-o aprinde toți, cred că se trezește și, vede... treze și găinile vecinilor când s-a făcut, să știi că s-a făcut ziua. Revenind, dar a fost o discuție contundentă. De la un moment dat, primarul s-a ridicat și a plecat. Pe un stadion care totuși este administrat de Clubul Sportiv Municipal și aparține primăriei Ploiești. Că ascultăm doleanțele celor de la Petrol pentru că ei folosesc stadion. Păi tu ce-i face dacă erai președinte la Petrol acum? Eu sincer dormeam pe stadion, în fața primarului. Ce făceai? Eu, cu echipa? Cu echipa. O retrăgeai, jucai 4 meciuri la Buzău? Două luni, adică? Nu, găseam o formulă de, cum? De a discuta care? Cu primarul, cu, cu primarul și cu viceprimarul. Zi tu, cum? Adică, domnule primar, vă rugăm frumos, ne lăsați și pe noi să jucăm asta, pentru că puteți schimba gazonul și în altă perioadă. Nu vin după folosiți de vor să spui că nu e stadionul tău.
Adică al nostru, al primăriei. Adică tu găseai o altă formulă de adresare. O altă formulă de adresare. O altă formulă. Mă duceam la președintele Consiliului Județean. Domnul președinte al Consiliului Județean, știți, suntem echipa cu care reprezintă județul Prahova în Liga Națională. Din doar putem nu, găsi, nu știe. Putem găsi și noi o formă de adresare. S-a trimis doar o hârtie. Nu s-a venit să discute. Nu s-a... Da. Sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolve membrii fundatori. Membrii fundatori, că ei sunt patroni. N-ai vrut să faci asta? Nu vrei să faci asta? Ok, asumă-ți. Dar asumă-ți, vezi că nu este doar echipa. Ok, echipa voastră, în acte. Dar echipa noastră, a tuturor, a găzarilor, nu? Că și eu mă bucur că o să am meciuri de Liga 1 pe stadion. O să merg și eu să văd meciuri de Liga 1. Stai așa că mi-am adus aminte, trec de la una la alta și repede, tot vorbim despre gazon. La un moment dat am citit la un coleg de breaslă un articol făcut de acesta în care amenda faptul că, spuse de Costel Lazar, la meciul cu Dinamo Kiev, cu aia mici de la 18-21, da, le-ai fi cerut bani. Crede-mă că am văzut și eu asta și am chemat și eu și am stat de vorbă cu colegii de la Cluj Sportiv Municipal. O doamna care face contractele a pus normal cât e un meci. E un meci de fotbal. Nici nu știam despre acest contract. Nu știam absolut nimic. Dar acum la primărie este o delegație de la CS Petrolul 52 care discută cu cei de la Clubul Sportiv Municipal și cu primarul, viceprimarul, reeșalonarea datoriilor, pentru că sunt datorii imense la Clubul. Noi avem notificări făcute. Cât? Ce datorii? De 2 miliarde de lei. 2 miliarde de lei? Da, în condițiile în care, știți, la Chindia, ce sumă plătește Chindia ca să joace și la 30% Petrolul. E normal să fie așa că este echipa noastră, dar și noi trebuie să fim, din punct de vedere legal, cu actele foarte bine puse la punct. Suntem. Și când se face reșalonarea? Urmează să facă? Urmează să facă, trebuie să discutăm. În cât timp? Pe cât timp se face oare? Dacă nu noi am fi văzut, cum spun ei, că le-am pus piedici, păi da, departamentul juridic al Clujului Sportiv Municipal trebuia să-i dea în judecată, nu? Sau, dădeam în judecată Petrolul, echipa noastră, la care noi, primăria, avem mărcini. Că noi deținem mărcini și date lor în concesiune. Dar nici ați avut să... această discuție cu ei? Am avut de și ce au spus? Discuție. Nu sunt bani. Păi dacă nu sunt bani, ce vrei? Păi da, dar și noi trebuie să fim acoperiți legal. Nu? Până când? Păi până când ne permite legea. Și ei până când fac rost de bani. Și ei până când fac rost de bani. Da. Hai să vorbim și despre jucători. Mi-amintesc că atunci când ai promovat, nici nu v-ați termina bucuria, însă a terminat bine șampania din sticle, că ai și dat afară 13 din... Nu, dar am făcusem lecțiile. Cu... Pe 13 din 28, adică ai scăpat de jumătate da, din echipă. Cei 15 care erau, eu de fapt, în turul campionatului, mă gândeam că dacă nu mai aduc 3-4-5 jucători, rămân cu 6-7. Dar eu, dacă ți-au ce aminte, eu am pregătit echipa pentru Liga 1 din returul campionatului. Și 6 jucători din echipa care a câștigat cu Vâlcea ultimul meci de promovare la Strejnic au jucat în prima etapă cu campioana Oțelul Galați pe care am și învins-o. Deci eu mi-am pregătit echipa și știi că nu poate să spună lumea orice, dar că nu mă pricep la jucători, nu poate să spună. Din lotul actual, eu dacă eram manager general, asta opream era întrebare. 7 sau 8 jucători. 7 sau 8 din 31? Din 31. Și jucători de Liga 1 care pot juca acum, eu nu văd mai mult de 1 sau 2. 1 sau 2? Da. La nivelul Liga 1. Nu, este foarte drastic ceea ce spui. Nu este real. Este ceea ce am văzut. Deci 1 sau 2, atât pot juca în Liga 1. Păi, da, stai așa că... O să spun după emisiune care... Deschide acum ușa și cred că intră 50 de oameni. Îi chem așa pe... aleatoriu de pe stradă să spună întrebarea asta care este logică. Cum se va putea forma un lot de 22-23 cu ce bani dacă 1-2 sunt solvabili, cum spui tu, pentru Liga 1? De unde aduc 20? Ai văzut interviul lui Nai. Da. Nai e un băiat extraordinar care orice când a deschis gura Vivi, n-am putut să-l refuz. Orice mi-a cerut. Inclusiv faptul că am venit și la primar. L-am dus la primar. Primarul l-a felicitat. Dacă n-ai spune lucrurile astea, sunt, a spus, ceea ce se vede este doar o mică parte din problemele pe care am.
Și cum ajuns e antrenor la ei? Eram la stadion și un lider de galerie vine la mine. Vivi, a venit Ilie Stan. La, era, da, a venit era Stan. Dorit de ce zici? Păi zic, mi-a fost mie coleg la Steaua. Asta. Ha, asta. Tu pe cine pui dacă... Bă, n-ai Constantin. S-au dus. Și s-a pus. S-a pus, n-ai Constantin. Scuzgătorii, Pe Claudiu Tudor, pe care îl stimez și ce a făcut pentru clubul ăsta, nu știu dacă mai face cineva, să-și pericliteze viața de familie, tot ce cât am promovat clubul. Ai fi fost în stare să faci așa ceva? Cine știe cum era ca nebunie. M-au sunat pentru majoritatea jucătorilor. Tu cum vezi tu? Adică v-ați consultat? Da, și n-am dat greș la niciun. S-au adus doi jucători care eu nu i-am fi luat. I-am luat, dar i-au fost îndepărtați imediat. Adică mi-au dat dreptate, ca să spun așa. Am înțeles. Pentru că eu n-am, încă o dată, băi, nu vreau niciun post la ACS Petrol 52. Nu vreau absolut nimic. În actuală structură nu poți să faci nimic profesionist. Deci nu poți. Și asta nu vreau. Eu mă duc, undeva, mă duc într-un proiect, mă duc cu capul înainte, bă, dar mă duc să fac proiectura. Aici n-ai ce să faci. Cu ACS Petrol 52 în această structură, nu poți să faci absolut nimic decât să iei cât un sponsor mic acolo sau unul mare, dar nu ai niciun viitor. Nu există nimic palpabil. Nu există proiect managerial, nu există business plan, nu există nimic. Există doar echipa și dragostea pentru echipă. Care sunt esențiale? Esențiale, dar până vezi că o să avem o criză în toamnă incredibil. Nu știu cine mai va mai da așa bani. Pentru un sport, pentru... Nu știu, trebuie să ai un patron, trebuie să ai o stabilitate, trebuie să ai pe cineva în spate care să-ți asigure. De unde să-l aduc și cine să-l aducă? Păi toată lumea m-a jurat pe mine că l-am adus pe Walter. Bine, crecotașii spun că l-am adus pe Capră. Am spus-o de 100 de ori, că dacă l-aduceam eu pe Capră, nu mai dădeam niciodată demisia din funcția de manager general, plătit foarte bine pe contract de muncă pe perioada nedeterminată. Nu l-am adus pe Capră, l-am adus pe Walter. Că Walter l-a adus pe Capră și și-a luat o țeapă și s-a căit la mine după 6-7 luni că ce prostie a făcut, deși eu l-atenționasem. Dar de ce nu spun cei care mă contestă că, bă, l-a adus pe Capră dacă n-a câștigat cupa în 2013, domnul Capră era domnul Capră, cel mai tare manager din lume. Și eu, și pe la tine, pe la Iusie, spuneam, bă, se va duce du clubul în cap, că îl știu pe omul, știu ce e acolo, va face faliment, să facem faliment. Ha, bagă Vivi bățul prin gard. Nu, mă, vă spunem adevărul ceea ce sunt. Și acum baci bățul prin gard? Nu bag niciun băț prin gard, n-am. Spun. Băi, uite, vezi că ai spus acum 2 minute că pe tine nu te interesează nimic de la Petrolul. Nu mă interesează. Nu. Am semnat cu o televiziune de la București, unde am o emisiune săptămânală. E atât de bine, mă simt excelent, mă întâlnesc cu prieteni. Am postul ăsta la CSM unde fac ce-mi place. Am o firmă, mă duc, mă plimb la pescuit, la vânătoare. De ce să vin în nebunia asta? Unde pentru nici că, nu decid? Ci că ești iubitor de petrol. Păi sunt iubitor de petrol, mă duc în tribună. Îmi cumpăr abonament, îmi cumpăr bilet, am cumpărat de la magazin cât toți membrii fondatori la un loc, că tot îmi place mie să zic, dar nu prea mai am ce să mai ai cumpăr. Ai ceva cu membrii ăștia fondatori? Nu, păi da, membrii fondatori în față, vi, în spate, de ce? Pentru că în 2016 eu m-am dus unde erau ei strânși la numărul 14 și am zis, dacă fac proiectul ăsta cu niciunul, nu lucrez pentru că nu sunteți angrenați, sunteți amatori și... Eu, dar dacă au luat-o în gură, în glumă? În glumă? Da. N-au luat-o în glumă, că... Că erai acolo dacă o luau în glumă. Da. Păi nu mai ții minte când au zis, a, pe noi la proiectul ăsta, toți fuște, bă, și Răchită, și Chiriță, și... Păi Răchită și pe Chiriță nu i-au mai chemat. La început, când s-a făcut, urmă, când a venit Veolia, au plecat toți. Și au rămas doar gloriile. Eu din toți membrii aia fondatorii, în afară de frații Gidea, nu prea văd nicio glorie. Ca să fie glorie, trebuie să fie câștigat campionate, cupe, supercupe. Și acolo, în afară de Grigore, că vorbesc de... Tavi, altfel a fost cupă, știe. Că a câștigat cupa atunci și mine 95. Și-a făcut 500 de meciuri la Petrolul. 95, pe, da, doar la Petrolul. Doar la Petrolul. Da, păi și eu aș fi jucat doar la Petrolul, dacă m-au vândut, ce vrei să fac? Păi mine, toată lumea, s-a dus Răchitul ăsta, nu mă frate, m-au vândut. Eu m-am dus și am semnat contractul după ce erau semnate contractele între cluburi. Gurile rele spun că în momentul de față, pentru a acoperi niște sume de bani, se vor vinde niște jucători. Iar tu spui că valoarea de Liga 1 n-are decât unul.
Hai să vedem ce jucător. Țicu și Ticu și Diarea, nu? Cei doi, despre ei se vorbește. Eu nu spun nimic. Păi, Țicu, se vorbea FCSB, păi, Craiova. Pe Craiova. Hai să ne uităm la cu cine se bate pe post. Păi mi-aș dori să ia pe Țicu 5 milioane de euro. Nu e, că nu mai merge. Să spun că sunt jucători în Franța, în Liga 3-a, Liga 4-a în Franța, super fotbaliști, care au academii în spate, de la copii și juniori, da. Știu exact când le pui un sistem de joc. Sau Diarra. Păi Diarra când a venit primele meciuri aici și vedea lumea de el. Acum a revenit și a revenit, a dat goluri foarte multe. Dar nu o să mai întâlnească fundașii pe care i-a întâlnit în Liga 2. În Liga 2. Da. Și deci e greu de vândut, e da? E foarte greu de vândut. Hai să spun, singurul jucător care poate face față în Liga 1, fără probleme, acum este Bart Myers. Adică fundașul central. Adică este singurul, zici tu. Singurul care poate face care la poate... un nivel acceptabil în Liga 1. Că mai poate juca un Țicu în Diarra. Așa, da. Și gata. S-a terminat, ai zis. Păi n-am zis 2-3? Cât vrei să spun? Care te... Păi nu se mai spune tu care, alții. Cebotaru, care este un jucător de vestiar, are 37 de ani împliniți. Dacă mai putea, nu pleca de la Clinceni acum un an. Da, da, rolul lui a fost fundamental. Păi este unul dintre cei jucători pe care am spus Claudiu, dacă poți, ia-l și mâine. E vorba de Cebotaru, din vestiar. De omul Cebotaru. Cum ai atras de echipă, ce să mai... Și el, de el. Și dacă nu era el și Claudiu, cum ai... Vestiarul explodă la un moment dat. Bă, dar toată lumea cu Claudiu ăsta în sus, în jos. Păi dacă a venit cu bani de acasă și a făcut liniște în vestiar. A, asta a fost. Pe, asta, liniște în vestiar. Da, explodat vestiarul la un moment dat. N-a spus, n-aie. Și, da, și până am văzut că orice faptă bună nu rămâne nepedepsită. Ce domne a venit și ăsta cu niște bani împrumut? Da. Așa-i trebuie, nu Claudiu. S-a băgat. Păi mie nu... Când m-am băgat, ce... Articolii mi se făceau pentru stadionul ăsta care, doamne, ce-a făcut ăla, ce... A venit cu elicopterul în curte să vadă că spavelele de la stadion. De aceeași stadion. Categorie. Spune-mi, te rog, e ca o veșnică pomenire aici la Petrolul. Petrolul are nevoie de bani, de mulți bani, și vreau să te întreb dacă în acest moment, în afară de Consiliul Local despre care am vorbit, există cumva șanse ca și Consiliul Județean să implice la Petrolul? Da, prin legea 350 fondul nerambursabil. Deci proiect de performanță făcut un... S-a făcut o discuție pe tema asta. S-a făcut o discuție, știu și eu despre ea. Și? Se răspăgolește piatra aia, s-a înțepenit așa de tare. Păi cum poate? Că tot prin sponsorizare nu poate să poate asociere. Pentru că are datorii la stat. Deci nu se poate asocia cu nicio structură de drept public. Chiar dacă sunt reeșalonate? Atât la timp cât există datorii la stat. Există legea sportului, legea 69/2000, care îți dă posibilitatea, dar îți dă posibilitatea să... Numai dacă ești zero. Da, zero, sau să investești în copii și juniori. Care ar trebui să fie condiția necesară și suficientă pentru a plusa bani la echipa asta? Să deschidă asociația. Să nu mai fie o castă. Să dea drumul asociației. Nu să spună echipa noastră. Păi echipa... A spus că echipa ploieștenilor. Dar s-a văzut cât este echipa ploieștenilor când ați deschis-o prin faptul că ați deschis un cont și s-au strâns 4.000 de euro. Da, mă, 200 de milioane. Ca să vedem care e echipa mea. Mai țin minte când am făcut eu în 2009 primul magazin și am făcut programul Socios. S-au vândut 280 de carduri la 80 de lei cardul. Nu, atât. Aici iubim echipa, să vină să ia bilete și abonamente suporterii, dar să oprească la asta. Nu să fie parte din conducere. Vorbiți și de președinte Lazar. Spune-mi, care crezi tu că este rațiunea pentru care este atâta încordare între el și suporterii echipei din peluze? Chiar nu știu. Nu. A fost prezentat la, nu știu, a fost un gest reprobabil din punctul meu de vedere, la Palatul Culturii acolo în față, când a venit echipa, s-a prezentat, la un moment dat, pe final, cum ar veni, a fost adus în discuție și președintele clubului. A fost anunțat. Și în momentul ăla s-a dezlănțuit iadul, să spun așa, nu a mai
Logic, nu știu, eram la pescuit. Nici eu nu mai veneam tu știu, în față. Este, dar de problema ce? Lor. Dar este... de ce? Păi mă întreb, nu știu. Și eu, dar toți am fost huiduiți la un moment dat în funcție de interese. Da, bă, dar era un moment de sărbătoare. Adică era, bă, echipa așa greu, rău, cum e, dar a dus-o într-un fel. Adică Petrolul era într-un fel. Nu știu, așa mi se pare mie. Am spus, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Da. Budescu la Petrolul. Budescu vrea să vină acasă, dar mai are oferte. N-a semnat cu Petrol? N-a semnat. Are oferte de la Voluntari, are oferte de la Craiova. Are 33 de ani, mai poate juca 2 ani la un nivel înalt. Știe și el despre problemele, că nu trăiește în Plești, da, care sunt în club. Eu mi-am spus mereu, hai mă, vină acasă, lasă că nu mai e așa mult nevoie de bani. Are 2 copii, totuși trebuie să gândească și la mine, dar trebuie să gândească și la stabilitatea lui din punct de vedere sportiv. Acum este accidentat, este în recuperare. Asta spune, el vine undeva septembrie-octombrie cu voia lui Dumnezeu și cu voia, da, dacă cumva va fi în stare până atunci să joace. Dar până atunci, dacă ar semna astăzi, să zicem, sau mâine, sau săptămâna viitoare, va trebui remunerat. Da, și nu ai de unde. Cu ce remunere? Probabil că se va găsi un sponsor care să dea bani. Probabil că s-a și găsit. S-a și găsit. Știu și eu despre discuție, știu tot, dar este problema strictă a celor care conduc clubul. Tu dacă erai conducător de club? Eu mai mult de fapt pe semna fără bani pe mine, că îi dădeam două palme. Adică știi că trecut. Eu dacă mă așezam la masă cu Budescu, făceam în așa fel încât să-i asigur partea financiară, pentru că partea sportivă mi-o asigură el. Da? Un jucător ca Budescu te poate salva de multe. Și cu banii pe la echipamente și pe la magazinul clubului. Nu și e Budescu foarte scump. Budescu trebuie să se simtă bine. Unde să meargă să se simtă bine. Să nu-l minți, asta era Budescu, să nu încerci să te joci cu el, pentru că nu mai joacă de plăcere. El joacă fotbal de plăcere. Hai să trecem un pic, am promis că ajung și la CSM. Traiectorie bună, corectă, banii s-au orientat bine, nu mai găsim găurile alea care erau înainte și vreau să te întreb dacă cum s-a reușit, de exemplu, ca basketul să capete efectiv, să reînvie la Ploiești? Știi că eu sunt într-un proces cu anumiti domni și doamne care m-au denigrat, m-au calomniat și au scris numai și numai mizerii. Sunt în curtea de apel, avem termen până în septembrie, mi-a dat următorul termen, nu mai contează. Minciuni și mizerie. La un moment dat chiar mă gândeam, băi, de ce să stai eu în mizerie stai? Și am stat pentru oamenii care sunt acolo, în club, care se agățau de mine, de primar, de viceprimar, ca de ultima speranță. Deci dacă voi nu mai faceți sport la Club Sportiv Municipal, oricum lumea nu știe, 60-70% din buget se duce pe administrarea bazelor din bugetul Clubului Sportiv Municipal, nu pentru sport. Oh. Dar pentru că avem 5 baze foarte mari care necesită costuri. Stadionul, hipodromul, sala Olimpia, bazinul Vega și mrazicul. Ce înseamnă ca bani? 60-70% înseamnă ce, adică dintr-un buget de 20 ceva de milioane, cam 14 să duc către... Da. Și noi trebuie să facem sport cu ceilalți, Doamne, bani. Doamne. Cum s-a făcut cu basketul? Eram cu toții și discutam, haide mă să avem și noi o echipă la nivel național. De acum care echipă? Da, știu. De echipă de... De care? De basket? De handball? De handball, de toate. De volley, de ceva? Toată lumea spunea de handball. Că handball, ca handball. Că iar era tu, un băiat al cuiva pe acolo și tot... Păi tot așa și pe interes? Și eu zic, hai să mai ne gândim, hai să ne mai gândim, mă duc la primar, la viceprimar, ok, hai, promovează. Fotbal ai promovat, ocupă-te și de alte sporturi. Am dat telefoane, m-am uitat și am zis, haide mă pe basket, că e cel mai ușor basket. Cu cine asta ai vorbit prima dată? Ionuț, cu Ivan. Cu Ionuț Ivan? Da. Ionuț, plecăm la proiectul ăsta. Da, domnule, cum să nu? Ce-ți trebuie? Măcar 2 jucători profesioniști. Pe Negoițescu și pe americanul ăla, pe Joshua, sau cum îl cheamă. Și bani nu prea avem, că uite, facem o rectificare bugetară. Cum ați început cu nu prea avem? Și zic, cam câți? Am făcut rost. 50.000 de euro a fost buget de promovare în Liga Națională. Deci din Liga 1 în Liga Națională. 50.000 de euro, că sunt bani publici, au fost banii care sunt cu care s-a promovat în Liga Națională. Acum eu nu ți spune ce facem, că e altceva, e ca la fotbal.
Păi Ionuț, ăsta e bugetul, m-am dus la primar, la viceprimar, la consilier. Domnilor, avem singura echipă la nivel de județ care joacă într-o ligă națională, că Petrolul pierduse promovarea. O putem ajuta? Cam care sunt bugetele? Păi nu vorbesc de Cluj 3.700.000, nu vorbesc de Pitești 2.000.000, nici măcar Craiova sau aia 1.000.000 și ceva. Cât puteți? Care e minimul? Păi minimul aveam Ciucu sau aia 400.000 de euro. 400.000 dăm și noi. Poate mai ajunge și voi din privat, vedem cum face. 400.000 de euro a costat echipă care s-a clasat pe locul 9 în final? Da. 380.000, scuze-mă, nu. N-am, am făcut reducere 20.000, că au plecat unii dintre jucătorii, n-am mai stat și luna mai, au plecat acasă și le-am tăiat cât au plecat, nu? Acum am făcut 20.000. Și zic, haide, mă, ce facem, Ionuț? Păi, că-s puțin, că știți că Liga Națională, că costă pivot atâta, costă ăla atâta, costă... Mă, hai să ne uităm, hai pe scouting acum. Și Ionuț zice, antrenor pe Ionuț, Mihai Popa. Pe Mihai. Deci, ce caracter e, nu? El promovase echipa și a spus, mă depășește. Mă depășește Liga Națională. Nu pot să... Hai să-l ajungem pe Mihai Popa. Cum ai găsit tu? Cum a... Pentru că am vorbit cu ei față în față. Nu i-am mințit. Nu le-am făcut... Stai mă că îți dau... Cum păcea, dublu. Cum păcea ne-a arătat Dumnezeu Sirete. Dublu, dublu plus 5 și ne-a dat 5 lei în plus. Că a zis că dublu, dublu era ori 1 și ori 1 era aceea sumă și 5 lei și cum păcea cațaonul pe vremuri. Spune, ăștia sunt banii. Orice jucător care mi se punea, bă, stăteam de vorbă, ne uitam, care, ce costuri are, ce... Îl duceam și spuneam primarul, viceprimarul, care se ocupă, care sunt coordonatorii de credite, îi anunțam. Bă, spuneam, se încadrează buget, se încadrează buget. Și am plecat la... dacă nu ne fura Dinamo... Cât costa, mă, un an? Dacă ne fura, nu ne fura Dinamo, că am fost la meci și când venea să mor, eram în play-off. Din nou promovată. Când le spuneam la... Știi că a fost... Știi că la basket chestia asta cu furatul e... Uite așa. A, la milimetru. La milimetru. E ca la fotbalul în offside. La fotbal e bine rău de tot la basket. Da? La fotbal și... la basket poate să-ți dea orice, oricând. Orice, oricând. S-a, dacă s-a atins un pic de el. Dacă vrea să-ți dea. Cum n-a vrut nouă să ne dea la numai la Dinamo, am pierdut la 2 puncte cu Dinamo și n-am mai, ne-am calificat în play-off. Noi, ca... bine, noi aveam alt obiectiv. Zi-mă, dar... cât costă un american de la... Pe mine mă ia cap. Este, dar a fost, poză, a fost poză când băieții și-au pus pancardele alea, mă, frate, dezbrăcați cu alea. Cel mai mare contract din cine aduc, aminte, vreo 4.000 și ceva de euro, cu cazarea plătită de el, deci din banii aia. Asta a fost asta. Ca să nu vorbesc de cei de pe la Cluj, 25.000 de euro. Toată lumea s-a gândea, domnule, vin la Ploiești, că este tradiția aia cu Asistoftul, când avea Sebi cu 20.000, 30.000. Păi ce să vede cu 30.000, noi plătim tot lotul cu 30.000. Ce? Nu sunt. Am încadrat în bugetul ăla de 400.000 de euro pe care l-am avut. Acum, domnul primar, domnul viceprimar, eu, Ionuț, Dragoș, Pătraru, sensibilizăm mediul de afaceri, pentru că am făcut, am demonstrat că vrem să facem performanță. Păi Petrolul n-a demonstrat, mă, că poate să facă performanță. Păi da, și ce treabă? Nu înțeleg, eu sunt oficial la Petrol sau cum? Nu, te întreb, Petrolul n-a... N-are cine, păi să-i, n-are cine să-i gâdile, băi? Membrii comitetului, director, membrii AGA, ei trebuie să facă lucrurile astea. Eu sunt... angajat la bun, la CSM. Și îi sensibilizezi și faceți un buget dublu măcar? Sperăm ca măcar nu, dublu măcar de 600 de adică să fie acolo, că să toate nu fi... echipele au mărit bugetele. Să fie în primele 8, da. Toate echipele au mărit. Da. Am reușit cu bineînțeles informarea viceprimarului și a primarului să-l semnăm pe Mihai pe Popa, să-l semnăm pe Chițu. Uh-huh. Care pe Bogdan Popa al nostru, care uh-huh. proieșteanul nostru și eu l-am cerut lui Mihai și lui Ionut un singur lucru. Mă, nu o să fac ca Gigi Becali, nici primarul, nici viceprimarul, nimeni nu o să scoate-l pe să la bagă. Bace, pe să da. Avem și noi o singură doleanță. Cât mai mulți prahoveni în lotul mare, în lotul ăla lărgit. Ca să avem și noi o mândria noastră. Și avem aproape jumătate din jucători din lot sunt prahoveni, ploieșteni. Dar vezi că aia care au câștigat, de exemplu, la Cluj, 90% sunt străini. Da, 90%. Știi, pe altfel, dacă vrei să faci performanță. Dar noi nu ne gândim încă la performanță. Dacă vom avea... Uite, noi ne gândim. Păi o să încercăm și cu... Dar de ce cu prahoveni? Noi când am câștigat cupa în 95, eram 90% prahoveni. Era altceva. Și... era o perioadă boemă, era altceva. Era o perioadă boemă, dar... Și văzut că vrea și președintele să câștige rapid.
Așa este, da. M-am urcat peste Iliescu și Văcăroi, m-am dus la Neagiu. Mai urmează și alte sporturi? După basket? Mă, handbal acum. Pentru că am dus basketul, acum am stat de vorbă cu toată lumea și am spus, mă, handbalul, noi am avut handbal. Și da, ce handbal frumos. Avut. La fete, iată, la fete avem activul la Consiliul Județean. Haide noi să facem la băieți, da? Bun. Dar cum? Să o luăm sănătos. Adică de la copii are grupa asta cât comandant. Cât timp durează? Comandant? Păi eu spus că în 2-3 ani putem să ne batem la Liga Națională. Și pare acum, a nici nu fi foarte s-a schimbat scumpi, nu? Și s-a schimbat și conducerea federației. A plecat ploieștenul nostru de duc, care nu ne-a așteptat cu absolut nici, și au venit alții pe care eu i-am susținut. Am fost la mine acasă, inclusiv Radu Voina, campionul mondial cu Bogdan, și au altă viziune. Adică vor văd să ajute altfel cluburile, vor să ajute centrele de excelență, vor să facă handbal la nivel profesionist. Și vrem și noi o echipă de... Cum te înțelegi cu noul director, Donald? Cu Donald? Foarte bine. Adică a înțeles unde s-a băgat? A înțeles. Că știi că la un dat și la mare te duci, e geamandura, da. Și după aceea te înmeci. No, a înțeles și este un băiat extraordinar, un muncitor, un... unde nu știe despre sport. Întreabă. O să facem o echipă bună. Foarte bună. Să facem. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimați telespectatori. Vreau să-i mulțumesc lui Vivi pentru prezență. Poate că, așa cum se întâmplă de fiecare dată, prezența lui aici creează valori. Să sperăm că vor fi dintre cele mai multe și cele mai înalte, pentru că aceasta este meseria pe care o purtăm. Faptul că reușește să vină de fiecare dată când este chemat, exact atunci când trebuie, eu nu am decât să-l aplaud și să-i mai mulțumesc o dată pentru prezență. Mulțumesc! Plăcere! Aceasta a fost emisiunea de astăzi. O să încerc încă o dată să-l chem pe Costel Lazar să ne spună mai multe despre ce va fi. Pentru că ce a fost, din punctul meu de vedere, jos pălăria, câtă vreme Petrolul a reușit promovarea în eșalonul de elită. Vreau să mai ridic o dată pălăria la anul, când se va termina returul, da? Și când Petrolul să nu fie implicată în vreuna din nebuniile care sunt de fiecare dată la sfârșit de an spre retrogradare. La revedere!